Roberto Ziduri, câștigătoarea fazei județene a Cupei României la fotbal din Dâmbovița, a debutat cu dreptul în faza regională a competiției. Echipa antrenată de Augustin Voina s-a impus cu 5-4 în deplasare cu reprezentanta județului Olt, Oltul Curtișoara. Golurile victoriei au fost marcate de Silviu Neicu în minutele 32, 62 și 90+1 și Cristiniță, care a punctat în minutele 72 și 87. La finalul jocului, potrivit noilor reguli stabilite de Comitetul Executiv al FRF, s-a trecut la executarea penaltiurilor. Roberto Ziduri s-a impus cu 4-3 și la loviturile de departajare, devenind favorite la câștigarea grupei 1 a regiunii a 5-a. Miercuri 13 iulie, Roberto Ziduri primește vizita reprezentantei județului Vâlcea, Sparta Râmnicu Vâlcea. În funcție și de rezultatul partidei dintre vâlceni și Oltul Curtișoara, joc ce se va desfășura sâmbătă 9 iulie, dâmbovițenii își vor putea bucura suporterii în ultimul joc din faza grupelor, urmând ca, în eventualitatea câștigării acestei grupe, să joace pentru titlul de campioană regională contra câștigătoarei din grupa 2, echipă ce se va stabili în urma jocurilor dintre reprezentantele județelor Argeș, Teleorman și Dolj.